În amfiteatrul I.G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București s-a desfășurat aseară tradiționalul concert de colinde susținut de corul instituției de învățământ. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la eveniment, a fost Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Repertoriul variat al colindelor interpretate de studenții teologi i-au încântat pe cei prezenți. Printre aceștia s-au numărat cadre didactice ale facultății, prieteni și apropiați ai tinerilor, precum și iubitori de muzică, poezie și colind. E un moment deosebit pentru că ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos și îl trăim cu o emoție aparte, pentru că 2 ani de zile a fost o perioadă de întrerupere a acestei tradiții din cauza crizei sanitare și a pandemiei și de aceea suntem cu toții emoționați și bucuroși pentru această manifestare a facultății, o manifestare de suflet, pentru că colindele reprezintă, să spunem așa, esența tradiției poporului român. Ele s-au născut odată cu formarea poporului român. Colindele sunt vechi ca și poporul român, pentru că cultura creștină la început s-a format din juncțiunea între cultura, tradiția iudaică și tradiția și cultura greco-romană, peste care s-a altoit, să spunem, cultura creștină, cultura născută din Evanghelia Mântuitorului Hristos. Iar colindele reprezintă, prin mesajul lor, reprezintă această îngemănare dintre și o suprapunere peste tradițiile precreștine de, și peste tradițiile folclorice și Evanghelia Mântuitorului Hristos vine să înnobileze aceste vechi tradiții prin esența mesajului, și anume că astăzi vi s-a născut Mântuitor în cetatea lui David, așa cum au vestit îngerul și oastea de înger la Betleem, iar colindătorii noștri, studenții Facultății de Teologie, vestesc această bucurie a nașterii că astăzi ni s-a născut Mântuitor în cetatea lui David. La final, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment, i-a felicitat pe membrii corului facultății și a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a evidențiat prezența unor învățături de credință autentice în colindele apărute în decursul timpului în spațiul românesc. Colinda este o creație a poporului român, a spiritualității, a evlaviei sale, prin care a căutat să cinstească praznicul nașterii pe cel care pentru mântuirea noastră s-a făcut om și s-a sălășluit în peștera Betleemului. Această creație populară au studiat-o foarte mulți teologi și s-au scris studii numeroase despre teologia colindelor românești și iarăși există o concluzie comună, unică, că ortodoxia învățăturii dogmatice a colindelor este fără cusur, este perfect ortodoxă. Și nu putem să nu legăm această creație a poporului român apărută în perioada în care Sfântul Ioan Casian, născut în satul Casienilor sau Vicus Casiacii din Dobrogea, alcătuia tratatul despre întruparea cuvântului, sau când, cu 2 secole mai târziu, un alt daco-roman începea să măsoare istoria Harului cu anul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Concertul de aseară este primul astfel de eveniment organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, după o întrerupere de 2 ani cauzată de contextul pandemiei de coronavirus.